Glorie Domnului! Frați și surori în Domnul Iisus, prin Harul lui Dumnezeu, am mai ajuns din nou aproape să încheiem și anul 2023. Și mare har că ne-a mai păstrat Dumnezeu, de exemplu mie, viața, sănătatea, a Domnului să fie toată slava. Parcă numai acum ai deschide o ușă și ai închide-o iar. Așa a trecut anul ăsta. Pe vremea asta, acum un an, eram tot așa pregătiți de sărbătoare, dar s-a dus de atunci un an de zile. Văzut ai tu cum trece vremea, așa au trecut chiar mii de ani, și noi vom trece toți ca gândul, fără a lăsa urme măcar. Se duce vremea, se duce într-una, și tu rămâi în starerea. Se duce vremea, se duce într-una, vezi, folosește-te de ea. Ați auzit la ora de rugăciune anunțul că cuscru meu din Mediaș, tatăl lui Mihaela, nora mea, nevasta lui Vasilică, a trecut la cele veșnice. Dar doar nu-i singur. Cine știe câți într-o zi ca asta au murit pe tot pământul? Poate mii de oameni. Dar ce vreau eu să vă spun? Să duce vremea și vine vremea mea și vremea ta. Ești pregătit să zbori. Ajută-ne, Doamne. Ești pregătit să-L întâlnești. Unii, moartea nu vine deodată. Își trimite telegramele ei. O durere, una alta. M-am uitat la fratele Iacoban, parcă cere bani. Dar asta e o telegramă. I-am spus, nu te speria, eu am Parkinson de la 30 de ani. Atunci mi-au venit medicamente din Germania pentru ca să stopez Parkinsonul. Dar numai vreo 2-3 bobe am luat și n-am mai luat. Și până astăzi mai tot mișcă capul, mâinile. Ce mai greu este de multe ori că să mișcă mâinile când mânc. Și atunci ai mai bai oarecum. Dar uite-te că au trecut atâția ani. Și Dumnezeu m-a ținut, mărească-i să numele. Revin la cuscru. S-a sculat de dimineață, a făcut baie, s-a îmbrăcat, s-a barbirit, mă rog, s-a echipat fain, a ieșit cu nevasta să meargă la biserică. Și cum că pe noapte o nins un pic în Mediaș, unde ei locuia,
Când o ieși din casă, s-o îndrepta spre poartă, la urmă zice, tu stai să mă duc să mătur zăpada asta pe trotuar până la curte, până la ușa curții. Se întoarce înapoi unde avea el uneltele astea, un garaj mic acolo, și când sosește acolo, nu mai pune mâna pe mătură, pe altceva. Stă un pic pe loc, tu mie, ni rău. Ce ai mă, ce? Ni rău. Și gata, s-o lăsa jos și s-o dus. Nu mai măturat, nu mai aranjat. Tu ai măturat, ce-i de măturat? Tu ai vreme să pui mâna pe mătură încă și să mături din viața ta ura. Alaltă ieri m-a sunat o persoană prin Germania că nu știe, dar crede că mamă s-a oblestemat-o. Tată s-a vorbit urât cu ea și uită-te că acum îi și eu oarecum trecută de 40 de ani, dar toate alea o urmăresc. Cum să scape de ele? Sunt părinți la care diavolul le ia mintea de nu-și pot iubi copiii, nu-și pot iubi nepoții, ajung de vorbesc urât, de-i bleastă-mă. Satana le stăpânește viața, încât în loc să-i binecuvinteze, le dorește moartea sau cine știe ce alte prostii le pune Satana în cap. Doamne, păzește pe toți frații și pe toate surorile. Pe câmpia Betleemului s-a intonat un imn de către un înger. Sigur, ceva mai cu vază între îngeri. Singur a început să cânte, dar cu el s-a unit o oaste mare. Unele traduceri spun că au fost 10.000, dar 10.000 la Dumnezeu ar cădea sub zero. Mulțimea îngerilor, cine o poate număra? Cine o poate ști? Numai că Sfântul Pavel în Evrei ne scrie că Dumnezeu a dat un ordin când a adus în lume pe unicul lui Fiu, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Așa cât o fi fost oastea aia de mare, cine știe? S-au închinat îngerii. Ne închinăm și noi. Și, cum a zis un grec către Filip, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Mărească-să numele Domnului. Tu care mă asculți, ai vrea să-L vezi pe Iisus? Tu care mă asculți, l-ai văzut tu pe Iisus? Că dacă nu l-ai văzut pe Iisus, de aceea te-a umplut ura. Că Iisus nu este așa ceva.
la împărtășire cei care au ură în ei. Apostolul Pavel îi bagă în catalogul celor nevrednici. Ia să împărtăși. Cei care sunt plini de iubire, cum Iisus a fost plin de iubire, pe ei îi bagă în catalogul celor ce se împărtășesc cu Hristos. Glorie Domnului Iisus! Ai văzut-o pe Iisus? Dragii mei, toți îngerii lui Dumnezeu au vrut să-L vadă pe Iisus. Despre El, în 5 locuri din Scriptură, Nou Testamental, ne spune că îngerii, unul din îngeri, colo sau colo, au vorbit despre Iisus și au mărturisit că trebuie să vină Iisus în lumea noastră. 5 prorocii înainte de a se naște s-a vorbit despre Iisus. Dar cu toate acestea, nu toți l-au văzut pe Iisus. Și astăzi vorbesc mulți despre Iisus, dar nu l-au văzut. Când îl vezi pe Iisus, pățești ca Iov. Atunci nu-ți mai urât vecinul, atunci nu-ți mai urâtă rudenia ta, atunci nu-ți mai urâți copiii, nepoții. Atunci nu-ți mai urât, cum amintea fratele, de cei ce cântă, de cei ce predică. Nu-ți mai urâtă adunarea. Când îl vezi pe Iisus, pățești ca Iov. Am vorbit până acum, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ni scârbă de mine, ni urât de mine și mă pocăiesc. Doamne Iisus, ajută-ne să te vedem. Tare interesant. A vorbit Scripturile de nașterea lui Iisus. Prima dată a vorbit Dumnezeu în grădina Edenului, când a spus că din sămânța femeii va ieși bărbatul acela care va zdrobi capul șarpelui. Și aceasta vorbea de Iisus. După aceea, jertfa lui Abel, cu jertfirea animalului fără de păcat, preînchipuie pe mielul lui Dumnezeu, care avea să vie în lume. Au vorbit apoi sfinții Domnului, Avram, Isaac, Iacov, fiecare într-un fel. Ba Iacov spune că toiagul de cârmuire va ieși din Iuda. Dar între toți se implică și Balaam, marele proroc al lui Dumnezeu, care a prorocit ca nimeni altul, până când nu i s-a așezat în inimă lăcomia de daruri.
Și când i s-a așezat în inimă lăcomia de daruri, măcar că Dumnezeu nu-l lăsa din mână, că avea nevoie prin el să binecuvinteze pe Israel. Dar el a alergat la vrăjitorie. Fă-mi 7 altare aici, fă-mi 7 acolo, fă-mi 7 nu știu unde. Doamne, fă bine și iartă-ne, ce ușor se poate pierde mântuirea când nu ești atent. Și în cele din urmă, când deja devenise din nou la vrăjitoriile lui cele vechi, prorocește ca nimeni altul, o stea răsare din Iacov și un toiac de cârmuire din Israel. Vorbea de Iisus. Acum vorbesc prorocii despre sosirea lui Iisus și marele proroc Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, vorbește cu lux de amănunte. David, în psalm, vorbește cu lux de amănunte și ce va striga și ce îi se va întâmpla și cum îl vor adăpa cu oțet și toate. Dar mare lucru, stau și mă gândesc, fratele Iacoban a fost inițiat în Duhul lui să ne citească din Luca, capitolul 2, magii la Ierusalim. Păi știți ce-s magii? Magii folosesc magia. Bun înțeles că magia se împarte în două ramuri. Magie neagră și magie albă. Magia albă o folosesc foarte mulți. Adună blestemele din salmi și bleastă-mă pe cineva și dacă ăla e vinovat, moare. Asta e magie albă, o folosesc preoții și călugării. Să vă feriți în gând măcar să citiți pentru cineva sub titlu de magie albă. Să vă feriți de asta, că e foarte grozavă. E un amestec cu satana. Dar interesant, magii ăștia cu atâta școală la ei, încât putea să citească în stele ce se va întâmpla. Horoscopul este o parte din magie. Și dacă aveți ocazia și vreți și vă uitați după horoscop, să nu credeți că ajungeți bine, ci diavolul se va folosi într-o zi să te încalece. Feriți-vă când vedeți scris horoscop, nu te băga acolo, nu studia aia. E o magie, e un păcat. Dar foarte uluitor pentru mine, că Dumnezeu, după ce a folosit îngeri, după ce a folosit proroci, după ce a folosit diferite metode de a vesti că vine Iisus, a luat și știința ocultă a lumii din cel mai înalt vârf al ei și a pus-o și aia în căutarea lui Iisus. Până azi sunt unii din vrăjitori
care atunci când aud Evanghelia se lasă de vrăjitorie și îl caută pe Iisus. Glorie Domnului! Deci Dumnezeu vrea, din orice stare ești, să te ridici și să-L cauți pe Iisus. Dar l-ai văzut tu pe Iisus? Magii, când au intrat în casă, l-au văzut pe Iisus. Unii vorbesc de Iisus, cum a arătat și fratele înainte, preoți, cărturarii lui Israel, știa și ce-o prorocit Mica și unde și locul, tot, dar nu i-a interesat să meargă să-L vadă pe Iisus. Oamenii ăștia, inițiați în citirea stelelor, să tot uita să vadă ceva nou, să descopere ceva nou, ca să anunțe în lume, să știe lumea de ei. Dar la un moment dat le apare steaua polihedra. N-a mai văzut nimeni niciodată steaua asta. Nici până atunci, nici după asta. Mirare! Cu ochii lor sclupuroși să uită la stele și vede că se desprinde una din cerul înstelat și vine aproape de ei. Când vine aproape de ei, capătă o înștiințare să urmărească steaua, că asta-i semnul că undeva, nu știu unde în lume, s-a născut un mare împărat. Să vedem unde. Dar steaua vine aproape. Ei erau cum îi floare acolo jos. Vine steaua până aici. Păi ei întâlnesc un deal. Steaua vine aici. Să duc mai departe, întâlnesc un munte, steaua vine aici. Să duc mai departe, întâlnesc altă înălțime de pământ. Steaua copiază relieful ca ei să poată ajunge la țintă. Ce călăuzire dumnezeiască pentru unii care nu lucra cu Dumnezeu. Ca să știe întreg pământul că Dumnezeu e șeful. Și peste cei ce nu vor să-L cunoască, El îi cheamă la El. Și peste cei ce sunt plicați în lucruri de vrăjitorii, îi cheamă la El. Și vin, după experți, 3400 și ceva de kilometri. Dar dacă e vorba că din răsărit, în Genesa ne amintește de țara soarelui răsare, și aceea până astăzi e numită Japonia. Păi nu știu, din Japonia sau de undeva, de până Iran, Irak, de undeva. Au plecat frumos pe jos cu cămilele lor, cu ce-au avut ei. Și-au mers, au urcat dealuri, și-au coborât în văi, și-au trecut râuri. Pe unde-i călăuza steaua? Până când au ajuns în Iudeia, aici va fi. Și steaua trebuie să continue drumul ca să ajungă la
Betleem, pe la Ierusalim. O, aici e atunci. Asta e capitala, aici va fi împăratul, trebuie în casa asta. Dar când s-au dus să întrebe pe împărat, steaua li s-a ascuns. Atâția oameni cochetează cu împărații, cu securitatea împăraților, cu, mă rog, spion sub acoperire și câte alte lucruri din astea care sunt în lume. Dar dacă nu iese de acolo, steaua nu li se mai arată. Și în popor este vorba, ți s-a ascuns steaua. Așa s-a ascuns steaua la magi. Dar când au ieșit de la Irod și au început să meargă către Betleem, steaua iar a fost deasupra căsilor. Și iară s-a dus înaintea lor, până când le-a arătat staulul din capul câmpiei Betleemului. Cum ar fi aici câmpie mare și mere așa prelungit, așa, și din coace urcă un deal, și aici iesle, și apoi coboară o pantă pe care i-a așezat Betleemul. Am fost acolo. În fine, când au ajuns asupra acelui grajd, mai bine zis că ei n-au rămas tot timpul în grajd, fiindcă ei, când au sosit, Iisus era într-o casă, au intrat în casă. Dar se poate întâmpla să fi fost și casă și grajd, că în Spania am văzut până azi case în care erau făcut intra din stradă drept în grajd și din grajd câteva scări și deasupra era casa. Așa că oamenii, pe vremurile alea, vitele mari le ținea în casă. De-aia și Psalmul 50 zice, nu voi lua taurii din casa ta. Și țapii, oile alea erau în staule. Dar animalele mari de casă, vacile, boii, nu știu ce, le ținea în casă. Era aceeași casă pentru animal ca pentru om. Nu era atâta domnie ca azi. Azi când te duci și te apropii de un graj, vai că, zicea unul aici, miroase a babetă, adică a vacă. Dar ăia dormeau în mirosul de babetă, n-avea treabă. Și am văzut încă era iesle acolo, scările sus și deasupra un frate din Bărăban, pare că era închiriasă locul ăla și acolo sta. Dar ieslea n-o desfințat-o. Era acolo jos. Dragii mei, magii au intrat să-L vadă pe Iisus și și-au adus darurile lor. Smirnă, ca pentru un mare preot. Tămâie, simbol al rugăciunilor lor. Aur, ca pentru un împărat. Daruri minunate și toată știința lumii trebuie să-L cinstească pe Iisus. Câtă vreme îl cinstește pe Iisus, știința-i curată. Când nu-l mai cinstește pe Iisus, știința nu-i mai curată. Atunci învață pe oameni lucruri slabe. Pocăitul,
care l-a văzut pe Iisus. Ăla-i blând, smerit, plin de iubire și pace. Pocăitul care nu l-a văzut pe Iisus nu-i pocăit curat. Ăla ține mânie, ăla ține vrăjmășie, ăla se dă în judecată, ăla, fai, Doamne, face orice lucru. Și fiindcă nu l-a văzut pe Iisus, chiar dacă are bani mulți, el nu dă a zecea parte din venitul lui Domnului. Dar se duce și bagă bani la jocurile de noroc, de vai de capul lor. În loc să ajute lucrarea Domnului, în loc să ajute pe văduvă, pe orfan, pe cel schilod, pe cel care nu are minte să se chivernisească, că Dumnezeu ne-a lăsat în lume să fim o extensie a mâinii Lui, care să ajungă la nenorociți și să-i facă să se bucure și să slăvească pe Dumnezeu din pricina darurilor pe care le dăm noi. El bagă mii sau milioane. Am fost la satul Cătanele, lângă Pitești, și am vorbit din Sfântul Cuvânt. Dar cine să știe cine a intrat în adunare? Cu o săptămână înainte tot suna unul, nu mai ții bine minte acum, dar cred că din Spania sau din Anglia, pe Persida. Unde-i fratele Hozan? Unde-i? Pe tot spunea, dar pe... el nu stă într-un loc, mă. No, bine, pe duminică unde-i planificat? La Cătanele, lângă Pitești, lângă Mioveni, acolo. Bine. Și ăla fuge cu mașina, cu avion, cu ce-o venit, și se bagă în adunare. Cine știa cine e el? Mă opresc din Sfântul Cuvânt și spun, aici este unul care a băgat banii la jocuri de noroc și are acum atâta datorie că el nu mai poate să o plătească și îi stă în cap să-și ia viața. Care ești, mă, ăla? Scoală-te în picioare! Imediat a fugit în față. Eu sunt. De unde ești? Am uitat cum zic, din Anglia sau din Franța? Doamne, iartă-mă. Eu sunt ăla care am tot sunat la fata dumitale. Și acum, cum e, mă? Am venit să te rogi pentru mine să pot scăpa cumva. Am 300 de mii de euro luați cu împrumut care i-am băgat după ce tot ce am avut am vândut și am băgat acolo la jocurile alea de noroc. Și acum nu mai am de unde să achit nici datoriile și nu mai știu ce să mă fac, îmi vine să-mi iau viața. Nu-ți lua viața, mă, Iisus te-o chema la El azi. De-aia ai venit aici. Și m-am rugat eu și toată adunarea pentru el și pentru salvarea lui. Dragii mei, dacă nu-l vezi pe Iisus, fii atent, ai să vezi pe diavolul. Dacă nu-l vezi pe Iisus, atunci pe tine te umple ura. Ca să știi că nu ești al lui Iisus. Dacă nu-L vezi pe Iisus, atunci ție nu-ți place de neamul tău, mă. Atunci ție nu-ți place de predicator, atunci ție nu-ți place de cei ce cântă. Tu nu găsești plăcere în Domnul. Tu te scalzi în sucul tău proaspet
emanat de mintea ta bolnavă. Dar astăzi, Iisus, care a murit și a înviat, te cheamă să vii la El. Să te lași de lucrurile care duc la moarte. Și să capezi viața. Că El e viața și El e învierea. Noi așteptăm învierea și la învierea așteptăm să-L întâlnim pe Iisus. Cum stai tu? Vezi, în dimineața asta, tu n-ai măturat încă și n-ai murit. S-a mai dat Dumnezeu zile. Poate ți-a dat o boală, ți-a dat un semn că și tu ești muritor. Nu te gândești, ai vreme, mărturisește-te azi. Scapă-te de păcatele tale, scapă-te de ură, scapă-te de obiceiile care nu-s biblice. Și astăzi deschide ochii larg și uită-te la Iisus, care a murit răstignit pentru noi și sângele Lui în stare să te spele de orice păcat. Glorie Lui! E o minunăție să vezi cum Dumnezeu cuprinde oamenii din toate stările, din toate ramurile, de la păstori până la cea mai înaltă știință a timpului de atunci. Pe toți i-a chemat să se împărtășească de cântarea îngerilor și să-L vadă pe Iisus. Pace sus în ceruri și bună învoire între oamenii plăcuți Lui. Oamenii care nu-s plăcuți Lui nu se pot învoi nici cu ăla, nici cu ăla, nici cu ăla. Vai, Doamne, iartă-i pe ei, pe mine și pe noi, pe toți. Amin. Amin.